Așadar, premierul Nicolae Ciucă ar putea să nu-și mai depună mandatul mâine în lumina noilor declarații ale președintelui. Depinde foarte mult ce se întâmplă cu negocierile din educație. Tabloul este destul de complicat în condițiile în care sindicatele au anunțat deja meeting săptămâna viitoare. Cu ultimele informații despre rotativa guvernamentală vine colega mea Alina Sorocean. Alina, bun găsit! Bun găsit! În primul rând, în această seară va avea loc o ședință a coaliției, care chiar premierul Nicolae Ciucă spunea că se va întâlni cu liderii coaliției și va decide ce va face, dacă își va mai depune mandatul în cursul zilei de mâine sau dacă nu va mai face acest lucru. A evitat să spună clar dacă își va depune mandatul, așa cum a spus în urmă cu două zile, dat fiind noul context în care șeful statului Klaus Iohannis a dat de înțeles că ar trebui mai întâi încheiată criza din învățământ și apoi făcută această rotativă. De cealaltă parte, surse din Partidul Social Democrat susțin că liderii PSD, bineînțeles că sunt de acord cu această amânare, pentru că ei inițial au cerut mai întâi rezolvarea acestor probleme și apoi rezolvarea rocadei, realizarea rocadei. Și surse susțin că Marcel Ciolacu va cere în continuare și domnia sa acest lucru, chiar dacă vorbim despre câteva zile, o săptămână sau două sau cât va fi nevoie, dar să se facă rocada în momentul în care se opresc protestele profesorilor. Cel mai probabil, sau putem spune că sunt șanse mari în momentul de față, ca premierul Nicolae Ciucă să nu-și mai depună mandatul mâine. Totuși, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar însemna că o face din propria inițiativă, pentru că în acest moment, cel puțin în acest moment, iată, sunt două semnale, atât din partea șefului statului Klaus Iohannis, cât și din partea social-democraților, pe surse, că își doresc o amânare a acestei rocade până la găsirea unei soluții care să îi liniștească pe profesori, să oprească greva. Așadar, este foarte clar că dacă premierul Nicolae Ciucă nu-și va depune mâine mandatul, vor continua însă negocierile, pentru că au fost negocieri și în aceste zile, au fost negocieri între cei trei lideri ai coaliției, Kelemen Hunor, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, în legătură cu rămânerea sau nu a UDMR la guvernare. Nici aici nu avem un răspuns foarte clar dacă UDMR va rămâne sau nu. Cert este, potrivit surselor, că reprezentanții UDMR nu primesc Ministerul Dezvoltării Regionale, ce puțin în acest moment social-democrații și cei de la PNL nu doresc să mai lasă acest portofoliu și așteaptă un răspuns de la reprezentanții UDMR dacă acceptă să primească alte portofolii, cum ar fi Ministerul Dezvoltării Regionale sau Ministerul Mediului. Așadar, iată că se schimbă situația de la o oră la alta, pentru că sunt foarte multe necunoscute la mijloc. Rămâne așadar de văzut care va fi decizia premierului din această seară, ce mai probabil, pentru că, așa cum spunea și domnia sa, va lua o decizie în cadrul coaliției.